Marcel, pregătește-te. Da. Pregătește mașina timpului, așa. Boxa ta azi poate de toate. Și plecăm în anul 1992, pentru că aici sunt părinți care, voi, dragii mei, în 92, aveați câte 5 anișori, unii 6 anișori, unii câți? 4, 47. 10. Eu prezentam de la 5 la 10. Oh, da. Și pe atunci, un cântec pentru copii devenise hitul tuturor copiilor din Moldova. Vreau să ne amintim acel cântec și să vă fac un pic fericiți. Când l-am postat pe rețelele de socializare, a stârnit un val de emoții, pentru că toți voi v-ați simțit din nou copii și ați apreciat acea perioadă, că poate abia cu ani știm să apreciem ce a fost în copilărie. Așadar, micuța Olesia Dodon avea pe atunci 5 anișori și ea a cântat în premieră cântecul Dariei Radu, Păpușa... Bade. Așa este, Păpușa Sânduță, ia să ne amintim noi. Prim că un cântec care va răsuna în cadrul ediției de astăzi, cântec care sperăm va fi la fel de frumos. Olesia! Olesia împreună cu păpușica ei. Olesia, dar tu din ce sat ai venit astăzi? Din satul Sadova. Din Sadova? Ei, da. Chiar din Sadova? Da. Atunci, Olesia, ia uite-te atent în jur și spune-ne, mai este cineva la noi în studio din Sadova? Da. Cine? Cine? Ia privește. O fată mai mare ca mine și o cheamă Mariana. Așa, da, încă? Ia uite-te prin jur. Daria Radu. O cunoști pe Daria Radu? Ești dintr-un sat cu Daria Radu, da? Dar o cunoști personal sau pur și simplu ai văzut-o prin sat, la televizor? Ea lucrează la grădiniță. O cunoști de la grădiniță? Da. Nu cumva faci parte din surțurașii dumnei ei? Da. Da? Mă bucur. Mă bucur că în sfârșit am și eu ocazia să fac cunoștință cu un surțuraș despre care am auzit foarte multe lucruri frumoase. Cântă un surțuraș. Toți împreună această piesă, eu am vrut doar să vă amintiți și voi un crâmpei din copilăria voastră și să le spuneți copiilor cum era pe atunci, prin 92. Dar voi vreți să vedeți cum arată micuța Olesia Dodon astăzi? Și eu tare vreau. Eu n-am văzut-o de 27 de ani. De atunci, de când avea 5 anișori, eu n-am mai văzut-o. Este foarte departe, este tocmai în Chicago, peste mări și țări, peste ocean. Și are doi copilași frumoși. Magie, se întâmplă, Marcel, poate faci tu ceva acolo să o vedem pe Olesia. Cum arată ea astăzi? Ce trebuie să fac? Să frec lampa lui Aladin? Trebuie să ne dai sunetul magic de la boxa ta. 3, 2, 1. Și să apară Olesia Dodon pe ecran. Iată Olesia! Ia să salutare, vedem. Salutare, tante Ludmila. Salutare, Moldova. Salutare, public. Este atât de plăcut să știi că și peste ani, mai exact și peste 27 de ani, piesa Păpușa Sânduța a rămas în amintirea și în inimile fiecărui care atunci o fredona cu mare dragoste. Vreau să vă mulțumesc pentru amintire, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, tante Ludmila, că ați distribuit acel video care era de negăsit. Am familie, am și doi băieței frumoși. Acum și o să vă fac cunoștință. Sunt băieței mei, da. Iulian și... Sasca! Alexandru, da. Câți anișori tu ai, Alexandru? Am 3. 3.
Pentru 7. 7. Ei nu vorbesc română atât de bine, însă ne străduim. Și voi știți de piesa Păpușa Sanduța? Da, noi da. Am văzut. Ai văzut? Da, și eu l-am văzut. Și tu ai văzut? Da. Unde ați văzut voi? Pe telefonul mamica. Pe telefonul mamica. Da? Vă dorim multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. La mulți ani! La mulți ani! Dar eu știu că aici în sală se află mama și tata acestei frumoase, acestei dulci fetițe. Sunt aici mama și tata, doamna Iulia, domnul Alexandru. Aplauze, iată, aplauze pentru mămica și tăticul. Vă salutăm, dragii noștri. Eu știu istoria. Voi atunci foarte greu ați ajuns la emisiunea de la 5 la 10, dar totuși ați ajuns. Acum să vină pentru echipa, trupa 7 clase, 3 cutii fermecate. Dragii mei băieți din trupa 7 clase, în una din aceste cutii se află hitul copiilor anilor 90 din Moldova. Voi trebuie să ghiciți cutia, atât, simplu. Galbenă, verde sau roză? În ce cutie se află hitul anilor 90? Magie, magie, magie. Așa. Op, op. Olo. A, galbenă, da? Deschidem. 1, 2, 3. N-avem nimic, dar mai aveți o șansă. Da, mai aveți o șansă. Două șanse mai aveți. A doua șansă. Cutia. Care să o aleagă? Dă-i cu piciorul. Voi ce ziceți? În care cutie e hitul anilor 90? Îi asculți pe spectatori sau alegi singur? Ascult, sigur. Deci în care? Cred că în aceasta. Roz, sigur. Răspuns final. Mai ai zvanop drugul. Roz. Băieții zic verde, tu roz. Care-i varianta finală? Verde. Răspuns verde. Final verde. Atenție! Dacă ghicește din a doua șansă, are un punct. Dacă ghicea din prima, era să aveți două puncte. Acum o să aveți un punct dacă ghiciți. Dacă nu, zero puncte. 1, 2, 3! Este goală cutia! Ce norocoși sunt 7 clase! Zero puncte, băieți, zero puncte. Așa-i cu norocul. Așa-i cu norocul ăsta. Ba este, ba noi. Ba este, ba noi. Acum, haideți să ghicim oare unde e păpușa. Dar oare unde să fie? Care și unde alege? 1, 2, 3. Este! Cu zâmbete și flori, cu dulcea mea păpușă, sunt mami de ajutor. În fugulița mare fac ordine, mă spun, sănduța mă săcește la bine și la greu. Păpușa, păpușa, sănduța, prietena bună a mea. Și spune mama. Mama.
reală. Eu cât de mult aș vrea, chiar vreau să spun dacia. Mai duce puișor, mamica mea aduce cel mândru frățior. Păpușa, păpușa, fenduța, prietena bună a mea. Deschide-mă iute gulița și spune, și spune mama. Păpușa, păpușa, fenduța, prietena bună a mea. Deschide-mă iute gulița și spune, și spune mama. Alexandrina e cea mai mică participantă în show-ul nostru. Câți ani ai, Alexandrina? 4. 4 anișori și deja e artistă. Ei, Olesa noastră pe atunci avea un pic mai mult, avea 5. Iată că păpușile sunt tot mai tinere și mai tinere.